De exemplu, diavolul șoptește unui student să discute în pauză cu o colegă de an, da? O întrebe pe culoare, o întrebe ceva. În timp ce îi spune prietenii lui, du-te acolo și vezi ce se întâmplă. Aceasta îl vede pe cei doi de departe cum vorbesc, în timp în care vrăjmașul îi spune prietenului ei să spună o glumă, astfel încât cei doi să fie văzuți râzând. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh, și acum și purea și vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Fraților, primul lucru. Când vă vine în minte imaginea unui om, aruncați gândul afară. Aruncați gândul afară. Trebuie să ne gândim numai la Hristos și să-L iubim pe ceilalți, și să-L iubim pe Hristos și să-L iubim pe ceilalți prin Hristos. Așa vom fi fericiți. Înțelegeți? Sunt astăzi mulți oameni nefericiți care dau vina pe diferite cauze pentru faptul că sunt astfel. Desigur că lucrurile sunt complexe și nu putem să judecăm, însă și ei ar trebui să nu judece pe alții, pentru că judecata altora este una din cauzele principale ale nefericirii lor. Am întâlnit foarte multe cazuri în care persoane care sunt nefericite, neliniștite și anxioase își justifică starea pentru că toți cei din jur, mediul în care se află, nu e bun. Bun, desigur că poate să fie și asta, însă întâi de toate să știți că problema este la aceste persoane. Să nu uităm, fraților, că Hristos a fost în cel mai advers mediu posibil și cu toate acestea nu a urât pe nimeni niciodată. Din contră, a iubit pe toți cu iubire desăvârșită și a fost fericit. Înțelegeți? De asemenea, vedeți, sfinții români din închisori au fost în situații mult mai dificile decât noi. Noi astăzi trăim cu mult mai bine decât ei și cu toate acestea ei s-au sfințit, în timp ce noi urâm pe toți și pe toate. Toți sunt de vină, numai noi nu, fraților. Fraților, Sfinții Părinți au spus că marea lucrare a omului este să-și arunce vina pe el însuși, să-și arunce vina pe el însuși pentru orice și să aștepte ispita până în ultima zi a vieții sale. Înțelegeți? Osândirea de sine cu nădejde și recunoștință sunt foarte bine plăcute lui Dumnezeu. De ce? Pentru că astfel omul își află liniștea, este smerit și atunci Dumnezeu poate să-i dea mai departe darul minunat. Țin minte că la un moment dat o pisicuță a Sfântului Paisie s-a necat și tușa groaznic și era gata să moară. Atunci Sfinte Paisie a zis, Doamne ajută-o, însă nu s-a întâmplat nimic. După aceea când s-a smerit, s-a osândit pe sine și a spus că dacă eram eu sfânt, atunci Dumnezeu ar fi făcut bine pisoiul. Atunci imediat pisica s-a făcut bine, chip minunat. Înțelegeți? Cel mai bine este să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate când ni se întâmplă. Și atunci Dumnezeu ne dă și mai multă. De ce? Pentru că lui Dumnezeu îi place smerenia, pentru că El însuși este smerit cu inima. Vedeți că dacă ne smerim chiar prin darurile pe care Dumnezeu ni le dă, atunci Dumnezeu ne va da și mai multe ca să ne smerim și mai mult. Dacă ne simțim cu adevărat nevrednici de bogăția harismelor pe care Dumnezeu ne dă, atunci ne simțim datori și simțim și că datoria noastră crește față de Dumnezeu. Da? Deci numai că ne simțim datori și datoria crește. Vedeți însă că această datorie nu ne îngrozește, ci din contră ne face fericiți. De ce? Pentru că Dumnezeu ne dă siguranța și fericirea că suntem iubiții Lui. Înțelegeți? Desigur că sentimentul de datornic față de Dumnezeu provine și dacă ne gândim la patimile, la răstignirea lui Hristos, răstignirea la care luăm și noi parte. Să nu spunem că alții l-au răstignit și noi nu. Credeți-mă că dacă eram acolo și noi îl răstigneam. Dacă cineva zice altfel, însuși acest lucru arată mândria din inima sa, lucru care este total contrar smereniei lui Hristos și deci într-o întâlnire directă l-am fi avut pe Hristos ca pe un dușman vrednic de răstignire. Da, fraților, să ne considerăm pur datornici lui Hristos pentru patimile sale și pentru darurile sale, inclusiv pentru darul vieții pe care o avem, înțelegeți? Faptul că ne facem viața nesuferită este problema noastră, fraților, și provine din noi. Este adevărat că este mult mai ușor să ne sfințim într-un mediu propice și din cauza asta există mănăstirile, există biserica. Dar noi să stăm în medii mult mai mult sau mai puțin toxice, hai să zic așa, care nu ne ajută să devenim mai buni și la urmă ne plângem că nu ducem bine. Fraților, dacă un mediu nu ne ajută, trebuie să-l evităm, însă nu cu ură față de persoane, ci cu smerenie, spunând că noi nu suntem în stare să ne sfințim, să ne perfecționăm, să folosim mediul respectiv pentru a ne apropia de Dumnezeu și a crește iubirea în noi. Înțelegeți? Să nu stăm în anturaje care ne trag în jos din pricina neputinței noastre. Din păcate însă, noi de multe ori începem să urâm persoanele și să le judecăm, însă nu facem nimic astfel încât să evităm mediul
sau să îndreptăm faptele rele de acolo și astfel să avem gânduri bune. Din cauza asta, fraților, ducerăm să știți, din cauza gândurilor rele pe care le avem. Dacă însă ne concentrăm pe noi înșine și pe Hristos și ne aducem aminte de fericirea veșnică sau de chinul veșnic care ne așteaptă, da? Veșnicie, atunci o să fim mult mai precauți, fraților. Fraților, moartea este singurul lucru sigur din viața noastră și de multe ori vine chiar și mai repede decât ne așteptăm. Nimeni nu ne garantează că o să trăim până mâine. Din cauza asta, tot timpul să fim pregătiți de moarte. Dacă în clipa în care murim, urâm persoane, atunci această ură ne va chinui veșnic. Dacă însă în clipa în care murim, iubim pe ceilalți cu o inimă de mamă, fără să le validăm patimile, bineînțeles, atunci această dragoste ne va desfăta în veșnicie. Înțelegeți? Judecata rea pe care o facem persoanelor ne împiedică să iubim și ne crește ura și disprețul față de ceilalți, indiferent dacă judecata noastră este, să zic așa, adevărată sau nu. Este cel mai bun mod să cădem și noi în aceeași ispită, fraților, fără însă să avem ajutorul lui Dumnezeu. Trebuie totdeauna să judecăm faptele și nu persoanele. Singura persoană pe care putem să o judecăm suntem noi înșine, fraților, noi înșine. De fapt, și atunci când ne judecăm pe ceilalți, tot pe noi înșine ne judecăm. Tot noi suntem, fraților, pentru că îi vedem pe ceilalți prin lentilele noastre, care sunt mai mult sau mai puțin distorsionate, da? Mai mult sau mai puțin fumurii. Acum, ca să vă dovedesc că atunci când ne judecăm pe ceilalți, noi suntem, o să vă dau două cazuri. Unu, în Sfântul Munte, mă rog, în Sfântul Munte, pentru că este un loc foarte isihast, nimeni nu aleargă și dacă se întâmplă să alege cineva, este un mare, mare eveniment. La o mănăstire, un monah discuta cu un muncitor și cu un polițist de la postul de pază. La un moment dat, Mirean trece în fugă pe lângă ei. Când îl vede monahul, tresaltă și zice, slavă lui Dumnezeu, a venit vecernia, trebuie să mă duc, trebuie să ne grăbim la slujbă. Muncitorul zice așa, bă, dacă aș avea și eu vârsta lui, ce aș mai alerga? În timp ce polițaia zice, ăsta a furat ceva. Ăsta a furat ceva, trebuie să mă duc să văd. Înțelegeți? Fiecare a judecat după ce avea pe dinăuntru. Ce avea pe dinăuntru. Un alt exemplu de data asta din lume e următorul. Era o femeie care umbla noaptea singură pe stradă. Și iese unul de la priveghere și zice, slavă lui Dumnezeu, câți robi și roabe necunoscute are bunul Dumnezeu. Dacă și femeia asta a fost la priveghere, Dumnezeu să o binecuvânteze cu adevărat. După care o vede un insomniac care, săracă, era pe pastilă, putea să doarmă. Deci uite că nici asta nu poate să doarmă, săraca. Vai, și amar de capul ei. Da? După care iese unul dintr-un bar și zice, uite și la desfrânată asta. Înțelegeți? Fiecare vedem lumea după lentilele pe care le avem în fața ochiului sufletului, adică în fața minții. Dacă urâm, problema e la noi. Din cauza asta zice Dumnezeu că cu judecata cu care judecați, cu aceea veți fi judecați. Și că celui curat, toate sunt curate. Fraților, Dumnezeu ne-a zis să iubim pe vrăjmașii noștri. Deci nu există cazuri în care trebuie să urâm o persoană. Am spus că se urăște numai fapta. Dacă e cazul, bineînțeles. Nu și persoana. Niciodată. Desigur că dacă trebuie să iubim pe toți, asta nu înseamnă că neapărat suntem de acord cu comportamentul lor. De fapt, din cauza asta ne-a dat Dumnezeu minte, ca să alegem între bine și rău. Acum, dacă Dumnezeu ne-a dat în grijă alte persoane, fie pe plan social, adică, de exemplu, părinții au pe copii, sau pe plan profesional, unde șefii au pe subaltern, acolo superiorul trebuie să corecteze pe inferior și să învețe să aleagă binele de rău, fără ca să-i urască, fără ca să pălmuiască dragostea. Pentru că pălmuirea dragostei este cel mai mare rău posibil. Înțelegeți? Din cauza asta, trebuie să fie atenți superiorii să nu corecteze când sunt mânioși. De ce? Pentru că nu o să iasă bine, pentru că mânia împotriva persoanelor este produs al urii, al distorsiunii. Dacă sunt calmi, atunci pot să fie hotărâți în atitudine, fără compromisuri, și vor avea un efect mult mai mare, mult mai mare. Duhul blândeții și a sfatului smerit este modelul lui Hristos. Înțelegeți? Acum, fraților, chiar dacă forța oarbă a mâniei poate să aibă pe moment un efect mare, credem noi, în timp ea nu rezistă și chinuie pe toți. Unde mai pui că diavolul poate să ajute foarte mult în astfel de situații? Diavolul, fiind un tip de minte foarte experimentat și foarte malefic, trimite gânduri oamenilor astfel încât să facă o ispită de nu mai știi cum să ieși din ea. De exemplu, diavolul șoptește unui student să discute în pauză cu o colegă de an, da? O întrebe pe culoare, o întrebe ceva. În timp ce îi spune prietenii lui, du-te acolo și vezi ce se întâmplă. Aceasta îl vede pe cei doi de departe cum vorbesc, în timp în care vrăjmașul îi spune prietenului ei să spună o glumă, astfel încât cei doi să fie văzuți râzând. Și vă dați seama ce se întâmplă. În astfel de situații este necesar discernământul, fraților.
Și să nu acționăm orbește, că se pălmește dragostea. Totdeauna atenția, rugăciunea și o discuție calmă ajută cu mult mai mult decât un atac irresponsabil. Să nu uităm că diavolul țese ispite și după aceea este foarte greu de dovedit că cineva nu e cu cioară vopsită. Înțelegeți? Din păcate însă se vede de multe ori un fenomen foarte trist astăzi. Cei care trebuie să judece faptele celor pe care iau în grijă pot să dea dovadă de lipsă de responsabilitate, de lipsă de discernământ și uneori chiar de interes. În timp ce cei pe care nu-i validează Dumnezeu să amestece în treburile altora, încep să judece persoanele la maxim. Fraților, nu așa. Dacă judecăm persoana, atunci avem un comportament destructiv. E o formă de război civil. Și ce poate să fie civil într-un război? Nu așa? Este o vânătoare de semeni, fraților, și la un moment dat va îngădui Dumnezeu să fim vânați și noi. Dacă zicem, cine a făcut asta? Cu mânie, toți încep să se ascundă, să se îndreptățească, să mintă și dacă presăm, se înțepenesc în distorsiunea lor. Dacă însă judecăm doar fapta și zicem, hai să vedem cum putem să reparăm, cum putem să facem mai bine, să nu se mai repete. Atunci avem un comportament constructiv de îmbunătățire a situației, comportament care ajută la creșterea dragostei și coeziunii în comunitate și în univers. Nu îi restă puterea fraților și nu vânătoarea de vrăjitoare. Inchiziția a fost o mare rană în istoria omenirii și o dovadă a faptului că catolicismul nu se află în adevăr. Înțelegeți? Totdeauna trebuie să fim noi împreună cu ceilalți împotriva problemelor și nu noi cu problemele noastre împotriva celorlalți sau noi împotriva celorlalți cu problemele lor. Și totdeauna noi cu ei împotriva problemelor. Trebuie să fie unire cu persoanele și detașare relativă de probleme. Înțelegeți? Atunci vom avea și o perspectivă mai bună asupra situației. Da, fraților, să vă dau un caz. A venit odată la un episcop un grup de oameni care trăgeau după ei o femeie, care săraca era însărcinată din flori. Mă rog, femeia era de o condiție modestă, plângea și nu mai putea de rușine săraca, în timp ce oamenii o acuzau și cereau de la episcop să o judece. Atunci episcopul a poruncit să-i dea niște cearșafuri pentru copilul care urma să se nască zicând: vedeți că e aproape de moarte și eu ce pot să fac? Înțelegeți? Pentru a putea să judecăm faptele fraților, trebuie să le vedem de la înălțime, cu ochiul lui Dumnezeu, cel iubitor. Pentru că numai așa avem o viziune corectă a lucrurilor. Pentru a fi la înălțime, trebuie să fim totdeauna iubitori și smeriți. Pentru că prin iubire ne înălțăm, iar prin smerenie suntem susținuți cu darul lui Dumnezeu la acea înălțime, fără să cădem și să ne zdrobim. Desigur că trebuie să ne ferim să ne zdrobim. Însă dacă se întâmplă să cădem pentru neatenția noastră, atunci să ne ridicăm. Să ne ridicăm cu un curaj și o nerușinare vrednică de laudă, fraților, și să ne rugăm la Domnul cel milostiv. Una din cauzele principale ale căderilor, fraților, este judecarea altora. Da? Pentru că dacă noi judecăm fără dragoste o persoană, bineînțeles, fără să o înțelegem, atunci dreptul judecător îngăduie să cădem și noi în aceeași patimă, ca să vedem și noi cum e, și să ne se moaie inima. Înțelegeți? Grav e faptul că dacă vom cădea din judecata altora, atunci nu vom avea harul Domnului care să ne susține. De ce? Pentru că trebuie să ne smerim și să înțelegem că toate depinde de Dumnezeu și că celălalt stă sau cade pentru că așa vrea Dumnezeu. Acum, legat de asta, trebuie să știți că cel mai bun mod să pierdem o harismă este să judecăm pe altul că nu are. Înțelegeți? Acum, fraților, că tot vorbim de zdrobiri, pentru că zdrobirea inimii aduce smerenie, este foarte bine să ne zdrobim singur inima, fără însă ca să păcătuim. Asta se realizează prin mustrarea de sine și prin înfrânare de la somn, hrană și confort. Înțelegeți? Desigur că mai presus de toate este ascultarea fără crâcnire, pentru că aceasta distruge coloana vertebrală a durității noastre, care este voia proprie, încrederea îngoiestă în noi înșine. Înțelegeți? Acum, când omul se smerește, se concentrează pe ale sale și atunci avansează pe drumul iubirii, omul se liniștește. Când omul este mândru, atunci crede că le știe pe toate și lasă problemele sale și se ocupă de ale altora. Atunci este, știți, ca și un soldat care se uită cu binoclu în cetatea vecină, știi, căutând probleme, în timp ce spatele său cetatea sa este predată de hoți. Înțelegeți? De multe ori, fraților, dacă vă uitați la profilurile celor mai încrâncenați comentatori, veți fi foarte deziluzionați ce veți găsi acolo. Fraților, să nu-i judecăm. Săracii de ei trebuie să se refuleze, trebuie să se descarce cumva tensiunea și, mă rog, problemele interne pe care le au. Înțelegeți? Să ne lumineze Dumnezeu pe toți. Totdeauna trebuie să punem gândul bun, pentru că dacă ne comportăm după cum spune Hristos, atunci Hristos ne va păzi. Să vă dau niște exemple, să nu credeți că sunt vorbe goale. Apropo de gândul bun.
era un tâlhar care dorea să pradă o mănăstire de maici. Și ca să intre înăuntru s-a travestit în nava. Când a intrat în mănăstire, comportându-se ca un nava, bineînțeles, maicile imediat l-au înconjurat cu un deosebit respect, i-a pus metanie, i-au sărutat mâna și l-a invitat la masă. Când a văzut asta, mă rog, tâlharul travestit i s-a muiat inima, însă dorința de bani tot mai zvâcnea în el. La un moment dat a scos angerul din sân și a zis, bă, vă mor, scoateți averbe, vă mor. Însă maicile au zis, vai, părintele din smerenie face pe nebunul întru Hristos. Binecuvântați, părinte, binecuvântați și iertați. Tâlharul mai ținea pe-a lui zicând, vă mor, bă, n-auziți. Însă maicile au zis, poftiți la masă, Ava, binecuvântați și iertați, binecuvântați, poftiți. Într-un final, tâlharul a fost cucerit de duhovnicia maicilor și s-a făcut și el monah, mă rog, la rândul lui. Desigur că noi nu suntem la măsura duhovnicească acestor maici, însă un gând bun tot putem să punem. Să vă dau un alt exemplu, din zilele noastre. La Sfântul Paisie venea multă lume și la un moment dat a venit un om pe care Sfântul Paisie l-a convins să se lase de țigări. Omul a lăsat pachetul pe masă și a zis, părinte Paisie, promit că din ziua asta nu mai fumez o țigară. Pune pachetul pe masă și pleacă. După care intră următorul care se vorbească la Sfântul Paisie și zice, părinte Paisie, auzise multe despre dumneata, însă nu credeam că fumez. Și pleacă varvutej. Da. După care intră un copil și zice, Doamne ajută, Doamne ajută. Unde e părintele Paisie? Copilul nu cunoștea pe Sfântul. La care Sfântul răspunde cu o sândire de sine. S-a dus să-și cumpere țigări. A, păi dacă s-a dus, trebuie să se întoarcă. O să-l ajute Bunul Dumnezeu să scape de patima. Nu o-l ajute Bunul Dumnezeu că bătrânul nu se pocăiește, răspunde copilul de Sfântul, știi? Ba da, răspunde copilul. Știu eu că părintele Paisie e un părinte foarte bun, care a ajutat pe mulți. Nu-l lasă Dumnezeu, toți avem neputințele noastre. Și așa, fraților, a continuat dialogul în continuu în care Sfântul se zmerea pe sine, iar copilul punea gândul bun. Da, fraților, Sfântul Paisie trebuie să știți că de multe ori ne povestea această întâmplare despre importanța gândului bun. Astăzi, acest copil, să știți că deține o poziție deosebită în Biserica Greciei. Da, sigur, l-a validat Dumnezeu. Gândul bun, fraților, este de fapt că toți oamenii sunt buni. Asta este gândul bun, că toți oamenii sunt buni. Însă uneori nu știu, nu pot sau nu reușesc să facă binele. De fapt, să știți că în clipa în care iubim pe cineva, îl facem bun. Cu cât mai mulți oameni se străduiesc să iubească pe cineva, cu atât mai bun se face omul respectiv. De ce? Pentru că răceala păcatului omului respectiv se topește la căldura iubirii celorlalți. Iubirea vine întâi de toate prin exemplu personal, jertfitor și nu atât prin cuvinte. Este adevărat că uneori sunt cazuri dificile și atunci trebuie să avem discernământ și smerenie. Să zicem că noi nu suntem în stare și pentru păcatele noastre și neputințele noastre, Dumnezeu nu dorește ca să-L ajute pe celălalt prin noi. Fraților, să nu insistăm dacă vedem că producem repulsie, pentru că mai rău se face. Cel mai bine în aceste cazuri este rugăciunea și exemplu personal de smerenie. Să rângeți. Toți oameni suntem cu neputințele noastre. Omul cunoscător cu adevărat este cel care își cunoaște neclintit neputințele sale și care își aduce aminte până și de cele mai subțiri greșeli proprii, fără însă să-și răspândească mintea la amintiri păcătoase și fără să deznădăjduiască de ajutorul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Frații, să ne erijăm în judecătorii altora, pentru că nu știm ce este înăuntru celorlalți. Credeți-mă că am primit destule mesaje de la persoane care se cunosc între ele și nici nu vă puteți imagina cât de greșite sunt judecățile uneia față de cealaltă. Total în afară adevărului. Chiar dacă fapta era reală, să zic așa, zic asta de ce? Pentru că de multe ori faptele sunt exagerate, strâmbate sau total imaginare. Deci chiar dacă fapta era reală, cealaltă persoană care a făcut-o se păcăia cu multă durere. Își era scuze în fața lui Dumnezeu, în timp ce persoana care judeca își otrăvea sufletul și se chinuia pentru nimic. Înțelegeți? Pentru nimic. De cele mai multe ori însă erau bănuieli total neadevărate. Total neadevărate, de care însă persoana bănuitoare era foarte sigură. Că sigur e așa și altfel nu. Uneori e chiar mai halucinant când văd oameni care săraci și exprimă judecăți care merg până la extreme, despre persoane pe care nu le-au cunoscut niciodată, așa, doar din auzite sau că le-au văzut într-un clip sau în câteva mesaje. Ferească Dumnezeu! Din cauza asta, fraților, cel mai bine este că atunci când ne vine gândul legat de o persoană, să alugăm gândul imediat și să zicem că știe Dumnezeu pe fiecare, are grijă Dumnezeu. Să fim atenți la noi înșine și să nu ne interesăm de ipoteze străine dacă nu ne validează Dumnezeu prin poziția noastră. Și chiar dacă ne validează Bunul Dumnezeu să avem grijă de alții, nici atunci să nu judecăm ca persoane, pentru că nu știm ce e înăuntru lor. Doar faptele să le judecăm. Să ne concentrăm tot timpul pe Hristos și pe drumul către El, care trece prin moarte către veșnicie. Înțelegeți? Să nu judecăm persoanele, fraților, nici în rău, nici în bine, ci să avem gândul bun. Am vorbit până acum de judecarea în rău. Există însă și judecarea în bine.
Asta este atunci când, de fapt, idolatrizăm pe cineva și nu-l mai vedem ca persoană, ci ca pe o statuie perfectă, da? Fenomen care duce de cele mai multe ori la fanatism sau la alte forme de extremism, da? Care, de fapt, sunt defecte ale egoismului nostru, în principal la dorințele noastre de slavă, de șartă sau de plăcere. Înțelegeți? Mai grav este atunci când copiii îi judecă pe părinți ca înapoiați, sau, mă rog, ucenicul cu judecă starețul că nu-i bun. Trebuie să se știe că înaintașii sunt importanți pentru că cei care sunt în devenire, da, nu au experiență, nu au experiență și înaintașii îi transmit experiență de viață. Înțelegeți? Și nu-i problema că înaintașii nu sunt la curent cu ultimele trenduri din modă, muzică, tehnologie, ci vorba de experiență de viață. Înțelegeți? Desigur că cel mai grav este atunci când cineva judecă biserica de erezie. Amici, cel mai grav. Erezia, fraților, se declară numai în sinod și după o procedură bine stabilită. Nu după cum vrea fiecare. Înțelegeți? Gândul bun și milostiv îl păzește pe om de aceste extreme și îl ține smerit și pașnic, care este starea sufletului sănătos. Astfel omul se poate concentra pe perfecționarea sa, pe mântuirea sa. Mă rog, și aici desigur că e nevoie să judece fapte, da? Însă și această analiză trebuie făcută numai cât ajută la mântuire, fraților. Cât este eficace. Adică nu are rost să analizăm și să supraanalizăm tot felul de fapte și fenomene dacă nu putem să rezolvăm nimic. Da? Chiar dacă aceste fapte au un impact mare la scară planetară. Fraților, vorbim în deșert, este un păcat. Da, desigur, unii oameni au nevoie de un subiect de discuție și mai doresc să-și reverse necazul sau să audă și o altă părere. Însă să avem grijă să nu ni se răspândească în mintea lucruri nefolositoare. De exemplu, nu ajută fraților dacă în continuu discutăm despre războaie, cum încep și ce l-a cauzat. Fraților, războaiele nu încep. Războaiele izbucnesc din interiorul nostru. Și asta este atunci când păcatul în oameni este mai mare de nivelul la care războiul rămâne înăuntru. De ce? Pentru că războiul omului împotriva omului este ca urmare a războiului omului împotriva lui Dumnezeu. Înțelegeți? Păcatul escaladat fără pocăință duce la război. Asta se întâmplă mai ales când păcatul trece de virtute, după cum vedem astăzi. Dacă războiul izbucnește, atunci asta se întâmplă când o masă critică de oameni se depărtează considerabil de Dumnezeu și înaintează în păcat, mă rog, înțelegeți? Masa critică poate să fie cantitativă, adică mulți oameni, însă mai puțin influenți, sau poate să fie calitativă, adică mai puțini oameni, însă foarte influență depărtează de Dumnezeu. Fraților, trebuie să vedem lucrurile de la înălțimea lui Dumnezeu, ca să ne ofere Sfinții Părinți. Să avem grijă să nu ne pierdem în amănunte, fraților, chiar dacă uneori pentru a nu părea asociali sau din alte motive este nevoie să vorbim și mai lumește puțin de el. Trebuie mare atenție. Acum trebuie să știți că Sfinții nu prea țineau seama de asta, pentru că știau că dacă firea cele mai extreme mândrii, să zic așa, este ca cineva să se fățărească de dragul slavei cu virtuți pe care nu le are, atunci semnul cele mai adânci merite cugetări este ca să se arate ca vinovanți pentru păcate pe care nu le-au comis. Sau să se perfeacă păcătoși de dragul disprețului oamenilor. Da? Aceștia intră în celebra categoria nebunilor pentru Hristos. Aceștia nu se tem de sminteală pe care o produc pentru că au luat prin rugăciune și ascultare puterea să încredințeze în chip nevăzut pe ceilalți despre curăția lor. Înțelegeți? Cazul celebru este cel al Sfântului Andrei, cel nebun pentru Hristos, care sunt gigantic, fraților, să știți. Vă recomand să citiți Viața Sfântului. E fenomenală, fraților. Doar un singur lucru amintesc aici, care sper să vă fie de folos. Sfântul vedea că duminica în piață era diavolul care influența pe oameni să meargă la cumpărături în loc să meargă la biserică și din cauza Sfântul dădea cu pietre, fraților, da, dădea cu pietre în oameni ca să lovească, da, dacă nu se fereau, bineînțeles, astfel încât să nu-i lasă să intre în piață. Oamenii însă știau sfințenia și nu se scandalizau, da. Înțelegeți? În zilele noastre am întâlnit și eu câteva cazuri de genul ăsta. Acum vine în minte, la hramuri în muntele Atos se dă pește, așa, în sos gros condimentat, împreună cu salată, vin, brânză și ceva dulce, o prăjitură și probabil și un fruct. Țin minte că era un părinte care le amesteca pe toate astea în farfurii și mânca așa cu poftă, da? Părintele când vedea privirile îngrețoșate la icomesenilor, știi că clipa care vezi amestecul ăla de prăjitură, salată, vin, pește într-o farfurie, da? Îi spunea foarte natural la ceilalți care erau siderați. Știți, frate, sunt multe pe masă, aglomerație și le-am pus pe toate la un loc ca să fie mai aerisit, știi? Da, alte date era un părinte care alerga la spălătoria de vasă, da, cu peștele și spăla peștele de sos și condimente cu un jet de apă. La un moment dat cineva și-a luat inima în dinți și i-a spus: părinte, strigi. Păi asta vreau și eu, o zis celălalt. Înțelegeți? Că tot, din cauza să fim foarte atenți să nu judecăm, fraților, că niciodată nu știi cine celălalt. Că tot vorbim de monah mai nestandard, să vă spun de un monah care nu se vedea să fie așa deloc.
Acesta însă, în clipa în care era să moară, era foarte bucuros și în jurul lui era o mulțime de îngeri. Atunci părinții cei mari, văzători cu Duhul, l-au întrebat cu mirare. Frate, crede-ne că noi știm că tu nu te-ai arătat la viața ta ca un mare nevoitor. Atunci cum se face că pleci la Dumnezeu cu atâta bucurie și slavă? Atunci muribundul a răspuns că, cu adevărat, și eu mi-am dat seama că nu pot să fac multă așeză. Și atunci am zis să țin doar un singur cuvânt de la Dumnezeu, acela pe care l-a zis Domnul că nu judecați și nu veți fi judecați. Înțelegeți? Și uite că așa au scăpat fratele judecate și s-a dus fără mult efort și cu multă bucurie în rai. Înțelegeți? Fraților, este foarte important să nu judecăm pe nimeni, pentru că nu știm cum se află omul respectiv în fața lui Dumnezeu. Ce a vrut să facă, ce educație, ce trecută are, ce traume are. Dumnezeu judecă pe fiecare. Noi să ne judecăm noi doar pe noi înșine și evenimentele care ne apar în cale, ca să știm să ne ferim sau să le acceptăm, dacă sunt nevoia lui Dumnezeu. Înțelegeți? Așa să ne ajute bun Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați avut dragoste și judecata să stați cu mine până acum. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, să Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin.